Domnilor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu noutățile despre starea vremii, prezentate de colega noastră, Constanța Filimon. Bună seara, doamnelor și domnilor! Primăvara, cu toate capricile ei, s-a instalat în întreg spațiul limbii române. Soare și precipitații sporadice, temperaturi variabile, dar care nu mai coboară sub 0 grade. Sunt semne că cel mai frumos anotimp al anului mugurește, încet, dar sigur, de la Nistru la Tisa. Ploile apar trecător în următoarele ore în jumătatea vestică a țării. În Transilvania și Maramureș, la noapte, vremea se mai încălzește puțin. 6 grade vor fi la Oradea, Timișoara, Baia Mare, Brașov și Mercurea Ciuc, 4 grade la Sibiu și doar 3 grade Celsius la Cluj-Napoca. În nordul Moldovei și în Bucovina, umiditatea va fi ridicată și la noapte revine ceața. 7 grade la Galați și Iași, 6 la Bălți, Chișinău și Ștefan Vodă, 5 grade la Botoșani și doar 4 grade Celsius la Suceava. Și în sudul țării apar precipitații în această seară. 9 grade se vor înregistra la Târgu Jiu și Craiova. Primăvara ne aduce o altă zi caldă, dar ploioasă, mai cu seamă în centru și nord-vestul țării. O să picure sporadic prin Banat, Crișana și Transilvania. 15 grade se vor înregistra la Baia Mare și Brașov, 14 la Sibiu și Cluj-Napoca, 13 la Oradea și doar 11 grade Celsius vor fi la Timișoara și Mercurea Ciuc. Partea de jos a României nu va scăpa nici ea de nori și ploi trecătoare. În Oltenia și Muntenia vremea va fi destul de capricioasă, dar călduță. 15 grade în termometre la Târgu Jiu, Pitești, Brăila și Ploiești, 14 la Craiova și Buzău. Intensificări ale vântului pe litoral, cerul va fi mai mult senin. 14 grade la Tulcea și doar 9 grade Celsius la Constanța. În Moldova, după cum vedem, cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. 15 grade se vor resimți la Galați și Ștefan Vodă, 14 la Iași și Bălți, 12 la Piatra Neamț și doar 11 grade Celsius vor fi la Suceava, Botoșani și Ocnița. La Chișinău cerul va fi parțial noros, dar fără precipitații. Temperaturile vor urca ziua până la 15-16 grade, iar noaptea se vor înregistra 6 grade cu plus. În capitala tuturor românilor, mâine cerul va fi parțial noros. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cele minime de 80 grade Celsius. Se vor înregistra intensificări ale vântului din direcția nord-est. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Sunt Constanța Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe pagina de Facebook Meteo Actual. Și nu uitați, primăvara este felul naturii de a spune să petrecem. O seară bună să aveți!